Peste 4.000 de cazuri noi de COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, aproape un sfert fiind în București. Din totalul pacienților internați, 101 sunt la terapie intensivă. Foai de capul meu! Un număr de 4.107 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, cu 114 mai multe față de ziua anterioară, fiind efectuate peste 18.000 de teste, a informat Ministrul Sănătății. Conform Ministerului Sănătății, 856 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima trecere prin boală. Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt în București, în județele Ilfov, în Cluj, Constanța, Brașov și Timiș. În spitale sunt internate 1.693 de persoane cu COVID-19, cu 146 mai mult față de ziua precedentă. La ATI sunt tratați 101 de pacienți, cu 2 mai mulți față de ziua anterioară, dintre care 73 sunt nevaccinați anticovid. În ultimele 24 de ore au fost raportate 3 decese în rândul pacienților cu COVID-19. Este vorba despre 3 bărbați, 2 cu vârste de peste 70 de ani, iar unul cu vârstă de peste 80 de ani. Aveau comorbidități și erau nevaccinați. Rata de infectare înregistrată la 14 zile la nivel național este de 0,86 de cazuri la 1000 de locuitori. Cea mai mare incidență este în București, 3,68, urmată de județele Ilfov, 2,42, Cluj, 1,92, Brașov, 1,9 și Sibiu, 1,85. În total, în România au fost înregistrate 2.958.051 de cazuri de infectare cu noul coronavirus de la începutul pandemiei. De la începutul pandemiei și până în prezent, 65.805 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 171 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, relatează Digi24.ro.